Hello, hello tuturor și bun găsit înapoi în OMSI 2! Haideți în sfârșit că a sosit noul build pentru Bucharest City Bus Project. Mi-a fost dat să vi-l arăt și nu, din păcate, nu este varianta finală. Știu cât de mult vă doriți autobuzul ăsta și eu abia aștept să avem în sfârșit varianta finală. Dar ce vă pot spune este că, după părerea mea, nu cred că mai avem prea mult de așteptat, pentru că build-ul ăsta arată destul de bine. Dacă vi s-a părut că acest autobuz arăta bine în build-ul anterior, stați să vedeți chestia asta. Primul și primul lucru. Știu că vă doriți să vedeți chestia asta, așa că primul lucru ce vi-l arăt, e bine, compartimentarea interioară a postului șoferului. Priviți și voi cât de bine arată chestia asta. Stați să vedem mai o perspectivă mai de ansamblu. Absolut superb este. Bine, mai sunt câteva chestii de pus la punct. Îi lipsește geamul, bineînțeles. Dar priviți și voi atenția la detalii. Absolut superbă. Această compartimentare absolut nouă. Îmbinarea asta este absolut perfectă aici. E o chestie, e o mică diferență aici între bara asta și umbră. Dar sunt sigur că poate fi rezolvată relativ rapid. Este. Arată sau nu arată? Eu zic că arată. Genul acesta de calitate e premium în ce privesc modurile de OMSI 2, da? Nu am întâlnit nicăieri nici la modurile ce vin cu acele pachete DLC-uri propuse la niște prețuri destul de piperate pe Steam Workshop. Nu am văzut un nivel calitativ mai bun decât ce ne propun tipii de la Bucharest City Bus Project cu acest mod, zic eu. Cel puțin, cum vedem că progresează până în acest moment. Țineți-o tot așa, tipilor, faceți o treabă excelentă. Și că tot vorbim de treburi excelente, fiți atenți aici. Avem un nou tip de cititoare de card. Ce sunt absolut superbe arată. Bineînțeles, ecranul nu este animat, este o poză statică, la fel și scannerul propriu-zis, cititorul, dar priviți și voi. Și da, deși eu nu pot interacționa cu el, pasagerii pot și pot scana carduri aici. Deci priviți și voi cât de bine arată, cât de bine arată, absolut superb acest mod. Efectiv absolut superb. Pot spune că acest build mi-a depășit din nou așteptările. Sincer să fiu, nu mă așteptam să arate chiar atât de bine. Absolut magnific. Și da, au rectificat și eroarea aceea, au transferat scaunele duble de pe partea dreaptă a autobuzului pe partea stângă, așa cum este și în realitate. Și au făcut și această bară aici, ce, e bine, încă nu pare să fie prinsă de nimic, dar sunt sigur că o vor repara până la varianta finală. Și cu excepția ușii față, avem și aceste noi compartimentări rectificate, corectate, nu mai avem acele panouri transparente frumoase, ci aceste placaje destul de deprimante, exact cum vedem și în realitate aici, da? Un sacrificiu în numele realismului, ce poți face? Eu, sincer să fiu, aș fi putut trăi foarte bine cu compartimentările, cu acele panouri transparente ce delimitau ușile, dar asta e. Plus, în spate, observați ce ziceam și mai devreme, încă nu este gata, dar eu zic că nici mult nu mai au. Deci au repoziționat și, bineînțeles, modificat cititorul de card de la ușa spate. Dacă nu mă înșel, modul îl avea plasat aici pe bara aceasta de pe compartimentul motorului. L-au repoziționat, așa e poziționat corect, bineînțeles nu levitează în realitate, dar în realitate este plasat pe o bară ce vine de undeva de aici de sus până și este legată de scaunul, de pe ultimul rând de scaune de pe partea stângă a autobuzului. Au corectat și chestia asta, mai lipsește doar bara să o adauge. Una peste alta, din ce în ce mai bine. Nu pot spune că, adică pot spune, ce pot spune foarte clar este că mi-au depășit tipii ăștia așteptările, da, din nou. Absolut superb. Absolut superb. Ah, da. Și-au înlocuit și butoanele astea de request. Sunt funcționale,
Le-au pus scoicile astea, dacă nu mă înșel, aveau o formă mai ovală la cum veneau cu modul. Dar, din nou, încă nu sunt terminate. Mai trebuie făcute niște mici adăugiri, de exemplu, anumite butoane levitează în afara scoicii. Dar, e bine, astea sunt sigur că le vor soluționa până va apărea modul. Chiar și așa, este absolut magnific. Efectiv, nu am... Ops, să-mi corectez un pic perspectiva. Nu am ce să le reproșez. Un efort superb. Presupun că modulul inițial al autobuzului era făcut de o echipă din Polonia, dar fiindcă stickerele astea sunt în poloneză de data asta, știu că în build-ul anterior erau traduse în română, probabil vor să le refacă, îmi imaginez. Asta vă arată un mic glimpse în culise, da? Cam cum lucrează devii acestor moduri și ce etape de development au. Da, în rest, bordul este aproape identic cu ce am prezentat anterior. Nu mai stau să insist asupra funcționalității butoanelor, le-am prezentat 1000 de ori. Vă voi lăsa un link către video-ul anterior în care am prezentat un build anterior al aceleiași mașini, să vă duceți acolo să vedeți. Dar ce vă pot spune este faptul că a dispărut turometrul. E bine din punct de vedere al realismului, pentru că dacă nu mă înșel, în realitate sitarourile de rea ATB slash STB nu au turometru. Costă prea mult probabil să le pună. Și ca funcționalitate sunt comenzile identice, da, inclusiv problema luminilor, problema dublă a luminilor, în sensul că odată luminile nu pot fi controlate cu mouse-ul și chiar dacă aprindem luminile, observați că a rămas problema aceasta de overlay a pozițiilor pentru vitezometru, în care intensitatea iluminării mai mare a pozițiilor nu este corect plasată și se creează efectul acesta de blur, da? Dar sunt sigur că va fi rectificată chestia asta ulterior, da? Până la finalizarea modului, da? La lansarea modului, da? Da! Deci, după cum puteți vedea, este aproape gata. Din punctul meu de vedere, nu cred că mai au foarte multe chestii să pună la punct. Mai au și chestiile astea, au pus o bandă de aceasta fumurie pe partea superioară a parbrizului, să nu torbească soarele. Bineînțeles, s-au avut grijă să lase aici vizibilitatea oglinzii și, de asemenea, există și o chestie de asta, un autocolant de asta fumuriu pus și pe partea inferioară a ușii șoferului. De ce? Nu mă întrebați, nu cunosc cărui scop îi servește chestia asta, poate mă luminați voi. Nu, eu nu pot vedea niciun fel de scop practic, nu știu. Sincer, sunt numă, nu, nu, nu pot înțelege de ce. Sunt sigur că așa vezi și în realitate, dar nu pot înțelege de ce au optat pentru chestia asta. Nu văd ce ar putea să nu te orbească, dar nu că n-au cum. Noaptea, mașinile, când trec cu farurile prin... Nu reușesc să-mi imaginez cărui scop îi servește chestia aia. O fi doar cosmetic și nimic mai mult. Da, și în continuare nu avem monitorul acesta. Știu că în realitate ai un monitor aici ce îți arată locația pe GPS, asta când funcționează și nu îți arată un ecran albastru că apasă Control Delete, da? Error code, nu știu ce, dar nu există. Nu cred că va exista, dar știți ceva? La cât de bine arată și de atent e făcut modul ăsta, pot trăi foarte bine fără monitorul ăla, atâta vreme cât va ieși mai devreme, mai degrabă decât mai târziu, că imaginez că ar fi destul de greu să faci un ecran acolo și să-i faci, deci să-l faci animat, da? Nu doar să pui o poză statică și aia e. Deci prefer să nu am decât să îl am cu o poză statică sau ceva de genul ăsta, că nu ar fi într-o notă la fel de bună calitativ ca restul modului, așa că prefer să nu existe decât fie să se dea rasol, fie să mai stăm cu el în development încă câteva luni de acum încolo, na? Cam asta este justificarea. Ok,
Haideți să-i dăm bătaie să facem un traseu. Deja am configurat linia, vom fi 285. Cineva mi-a recomandat această linie pe harta X10 Berlin. Și da, am parcurs deja de probă o rută, deci un traseu. Și e destul de miștocuță. Toată harta e mișto, de ce să... Dar e o linie nu prea... Un traseu, de fapt, al liniei nu prea lung. Și eu zic că, cu scop demonstrativ, este foarte bună. Mulțumesc tipului ce mi-a recomandat să încerc linia asta, nu? Bun. Haideți să plecăm. De fapt, nu, că mai avem 11 minute. Bun. Hai să vedem. Deci trebuie să plecăm la 13:53. Vom fi 52, 45 de secunde. Zic că e bine. Ne încadrăm perfect. Ok. Călcăm frâna. Luăm frâna de mână. Dăm drive. Bineînțeles. Și am pornit cu superbul Citaro. RATB. Nu am decât skinul ăsta, fără de RATB. Skinul de STB nu mi-a fost dat. Presupun că încă nu au actualizat și skinul de STB cu acest build. Îmi imaginez că ăsta e motivul. Dar, oricum, chiar și cu skinul de RATB este mai mult decât mi-aș putea dori vreodată, sincer. Ok, dreptăm volanul, dăm semnal și pasagerii vor să urce. Cât de frumos! Deschidem ușile. Și, bineînțeles, este scriptat să poată fi... să se poată urca în mașină pe la toate trei ușile. Îmi dau volumul meu un pic mai tare sau ceva. Era prea încetat. Volumul meu, nu volumul vostru. Volumul vostru presupun că este configurat cum trebuie. Sper cel puțin să mă auziți corect și pe mine și zgomotele autobuzului. Superbele zgomote. Am vorbit cu unul din dev și mi-a explicat tipul că au mai făcut niște modificări și la capitolul comportament al mașinii. Nu... Presupun că le-au făcut, dar nu-mi pot da seama, sincer să fiu. Parcă sunt frânele un pic mai solide, erau mai moi în build-ul anterior. Poate, nu știu sigur. Mi-așa mi se pare. În rest, nu văd să existe diferențe de comportament mult mai mari sau mai mici. De fapt, se conduce identic cu varianta anterioară, cu build-ul anterior, sincer. Și s-ar putea să facem un special, nu știu sigur, poate chiar în weekendul ăsta să văd ce vorbesc cu unul din devi. Rămăsese, am vorbit acum ceva vreme cu tipul respectiv, să facem un special live în care să parcurgem niște trasee cu mașinuța asta și să, în același timp, să fiu cu el pe Discord, să comentăm, să vă zică live tipul niște chestii de sub capotă, nu de sub capota mașinii, de sub capota procesului de development. Mă gândesc că ar fi destul de interesant cum și în ce fel a lucrat mașina asta și multe alte chestii ce vi le poate spune un dev și pe care eu nu vi le pot spune, dar fiindcă, e bine, nu am participat activ la developmentul acestei mașini. Mă gândesc că ar fi interesant, o să vorbesc și o să vă țin la curent cu chestia asta. Una peste alta, mașina se controlează și arată superb, bineînțeles, mult mai bine decât în build-ul anterior. Parcă sunt frânele un pic mai tari. Deschidem ușile. Superb. Superb. Dăm semnal. Închidem ușile. Plecăm din stație. Bineînțeles, ne asigurăm să fim absolut siguri că nu e vreunul care încearcă să ne depășească. Hai să vedem și din interior, cam cum arată treaba. Destul de bine. Nici nu pot să vă spun cât de fericit sunt cu modul ăsta și cu ce fac tipii de la Bucharest City Bus Project. Absolut superb arat. Felicitări tuturor celor ce au participat la proiectul ăsta, pentru că tipilor ați făcut și faceți în continuare o treabă absolut grozavă. De-abia aștept să apară full. Să-l putem vedea cu toate detaliile bibilite puse
puse la punct, sunt sigur că va ieși ceva cu adevărat fantastic. Și sunt foarte fericit că Devi mi-acordă posibilitatea să vă arăt modul ăsta, să vi-l prezint chiar și așa în variantă nefinalizată, să vedem progresul făcut în funcție de build și în funcție de cum merge development-ul, da? Evident este că tipii se țin de treabă și continuă treaba, da? Nu au uitat. Nu ne-au uitat nici pe noi ce ne dorim să vedem finalizat acest mod și nu au uitat nici să-și facă timp să lucreze la el. Nu s-au dat bătuți. Și asta e o chestie demnă de admirat, da? Din punctul meu de vedere. Deja s-a aglomerat aici mașina. Aia, am prins un loc. Nu e ocupat de nimeni. Deja s-a aglomerat destul de bine mașina. Ia să închidem ușile. Și mergem. O mașină absolut superbă și superb recreată în UMSI. Felicitările mele. Este tot ce vă puteați aștepta. Priviți voi panoul ăsta cât de bine arată. Deschidem ușile. Îmi place că așteaptă tipii din spate. Camionul ăla aștepta să pot să plec din stație. Bine, Bartai camionul, nu presupun că era inutil să încerce să mă depășească, mai ales că era și semafor. Era semafor, nici mașină. Am acordat atenție. Absolut superbă mașină. Și poți vedea și auzi și simți dedicația și devotamentul ce îl depun Devi acestui mod, da? Să recreeze sitarul de RATB slash STP în cele mai fine detalii, da? Mi se pare un efort demn de lăudat, sincer să fiu. Adică, nu cred să fi întâlnit un mod mai bun calitativ ca ăsta în acest joc, da? Chiar dacă încă nu este finalizat. Mă refer odată ce va fi finalizat, da? Se pare că ăștia s-au buguit și nu mai vor să urce. E, ghinionul lor. Nu se plimbă cu mașina asta superbă. Și știu, nu mă înțelegeți greșit, știu că există moduri absolut superb făcute în acest joc, da? Am prezentat o groază deja, da? Dar ăsta este la același nivel cu cele mai bune moduri, premium, cum îmi place mie să le numesc. Este la același nivel cu modurile premium ce le poți obține în acest joc, fie gratuite sau chiar și contra unei sume de bani, da? Că sunt acele DLC-uri ce le găsiți pe Steam Workshop. De fapt, stai, nu pe Steam Workshop, pe Steam. Așa, ce sunt propuse contra unor sume destul de piperate, sincer să fiu. Asta este o problemă a DLC-urilor cu care vine jocul ăsta pe Steam, nu? Dar nu puteți nega faptul că mașina asta este, din punct de vedere calitativ, la înălțimea sau peste, în unele privințe peste. Din punct de vedere calitativ, deasupra multor din acele DLC-uri, da? Nici nu mai știu ce vreau să zic, dar nu pot lăuda destul de mult mașina asta, este absolut superbă. Se pare că aici avem un semafor dedicat, da? Putem pleca. Și să vedem aici, presupun că nu trebuie să opresc și aici. Nu. No.
trebuie să opresc, era prea mult. 625 sunt eu. Și vom juca corect. Adică voi, pardon, zicând că voi juca corect, tocmai am mușcat o bordură. Adică voi opri la semafor și voi respecta legile de circulație rutieră, da? Pe cât posibil. Pentru că merită, sincer să fiu, mașina asta merită genul acesta de efort depus din partea mea. Așa, hai să vedem pe unde mergem aici. Mai întâi oprim aici în stație. Să vedem de afară. Și vedem și din interior când închidem ușile. Stai că nu știu. Asta e ușa din mijloc. Ok. Hai, toată lumea sus! Am închis ușile. Și plecăm! Exact la timp pentru semafor. Uop. Pardon. Am mușcat puțin bordura din nou, m-a intimidat camionul ăla, ce vreți. E partea camionului, eu nu sunt decât un biet autobuz. Dăm semnal, oprim și deschidem ușile, lăsăm lumea să urce, să coboare. Să-și facă toate cele necesare. Și acum, după asta, intrăm și noi. Cât de mult așteptam modul ăsta, mă rog, update-ul pentru modul ăsta. Știu că și voi l-ați așteptat și credeți-mă că și eu l-așteptam. De-abia l-așteptam să apară. Îmi pare foarte bine că au un update pentru noi. Să vedem progresul ciclului de development. Cam cum arată. Uite-l și pe ăsta. Tamponare! Noroc că am accidentele dezactivate, că altfel m-ar fi penalizat, probabil. N-am de unde să știu că eu, de când am joc ăsta, numai cu no clip merg. Stai că vreau să văd exact unde... Ok, tot înainte. Tot înainte mergem și suntem cu 2 minute mai devreme. Cineva vrea să coboare cu căruți? Nu o vrea nimeni să coboare cu căruți, stați voi liniștiți. Nimeni, niciun pasager în jocul ăsta nu are căruți. Minciuni. Apasă la derută butonul ăla. Ok, lăsăm pe cineva să coboare. Închidem ușile. Și plecăm. Superb. Absolut superb. Mergem bine mașina, se vede bine. Are tot ce-i trebuie. Sunt foarte mulțumit. Aici trebuie să o opresc. Se pare că da. Hai să vedem. Ok, nu vrea nimeni să coboare. Cât de frumos se aud ușile alea. Au zgomotul ăla specific.
de uși de Mercedes Citaro. Bă, Mercedes e Mercedes, asta e adevărul. Comparați și voi cât de silențioase sunt ușile astea cu zgomotul ușilor de autocar. Da, știu că am zis. Știu că am promis că voi respecta regulile de circulație, dar asta e. Un semafor roșu acolo nu contează, este? Și deja se pare că ne apropiem de terminusul cealaltă, o linie destul de scurtă, dar suficient cât să ne facem o idee despre cam cum merge mașina asta. Ok, trebuie să facem la... Ok, mă lasă tipul ăla. Trebuie să facem la stânga aici. Hai să prind. Știu că am trecut pe roșu, dar nu contează. Bun venit tuturor! Și noi mergem în față. Cât de frumos sună, mă. Sound-asuturile astea nu pot să nu le laud suficient de mult. De fapt, întreaga mașină este absolut superbă. Cât de frumos sună chestia aia, zdrângănelele alea de tablă. Ok. Hai că s-a mai eliberat treaba. Hai să vedem și din altă perspectivă ușile. Hai să vedem de la ușa spate, na. Ok. Și acum facem la dreapta aici. Ok. Dreptăm volanul. Și tot în față. Aproape am ajuns la terminusul celălalt. Dacă vreți, vom mai face un episod. Că parcă a durat prea puțin traseul ăsta. Mai vreau să-l fac și o rută de noapte. Sincer, să fiu cu mașina asta. Și știu că vreți și voi să vedeți mai mult gameplay cu acest model actualizat. Și cred că vom face și încă o rută de noapte. Cred că asta este terminusul. Hai să mai vedem și din față. Că, scuze, n-am prea arătat fix ăsta, compartimentul din față cu bine. Da? Iar aici întoarcem. E exact acolo, în parcarea aia din stânga. Cam așa ceva. Ok. Să avem grijă să nu mușcăm bordura. Și gata, acum putem executa returul. Da, foarte frumoasă mașină. Superb efort. Felicitări încă o dată tipilor de la Bucharest City Bus. Sunt sigur că știți deja ce dorință am eu, atât eu cât și sunt sigur că toți cei ce vă uitați la chestia asta, să-l vedem gata, cât se poate de repede. Și eu zic că nu cred că mai e mult.
Și vă mulțumesc și vouă pentru vizionare. Sper că v-a plăcut videoul ăsta. Dacă da, ca întotdeauna v-aș ruga să considerați abonându-vă, să fiți la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal și să lăsați un like pentru a-mi susține eforturile. Și da, superb autobuz, superb efort, absolut magnific. Mulțumesc frumos tuturor pentru vizionare, toate cele bune, vă doresc și bye bye! Check this.